vedere? Da. Bună ziua tuturor! Mulțumim că ați dat curs invitației pentru conferința noastră de astăzi. Vom vorbi în special despre problemele legate de campanie electorală și Chișinău. Vom aborda o temă care nu este străină în alte campanii electorale, dar care în momentul de față pur și simplu întrece toate liniile roșii. Este vorba de folosirea resurselor administrative, în special de administrația actuală din cadrul municipiului Chișinău, transformarea administrației în partid. Dacă în alți ani partidele politice sau persoanele politice foloseau resursa administrativă pentru a avea anumite avantaje în campanie electorală, iată astăzi se transformă administrația publică în generatoare de partide politice. Mai multe la acest subiect o să-l rugăm să vorbească candidatul la funcția de primar general în municipiul Chișinău, domnul Victor Chironda. Mulțumesc! Stimați chișinăuieni, ne aflăm într-o situație fără precedent. Avem o situație în care primăria Chișinău este sechestrată și folosită în calitate de instrument politic de către primarul Ivan Ceban. El a transformat primăria în partid politic și folosește resursele administrative pentru a vă manipula votul dumneavoastră. În ultima perioadă am primit multe mesaje și sesizări prin care funcționarii din primărie și angajații întreprinderilor municipale se plâng că sunt impuși să adere la partidul lui Ceban și să facă campanie pentru el chiar și în timpul orelor de muncă. În caz contrar, sunt amenințați cu eliberarea din funcție. Am verificat cine sunt liderii acestui partid creat de Ceban și în toată lista publicată pe site-ul lor oficial nu am găsit nici o persoană din afara primăriei. Partidul este alcătuit din viceprimari, consilierii primarului, șefii direcțiilor generale, șefii întreprinderilor municipale, funcționari din primărie de toate nivelele și consilieri municipali. Toți sunt plătiți din bani publici și toți sunt responsabili de gestionarea bugetelor de zeci și sute de milioane de lei. De asemenea, mulți funcționari publici care nu au acceptat să devină membri în partidul lui Ceban au fost demiși sau concediați cu încălcarea procedurilor și legislației muncii. De asemenea, mulți locuitori din diferite sectoare m-au informat că au primit mesaje și amenințări din partea funcționarilor din primărie și din preturi, precum că toate proiectele de reparații de drumuri, curți de bloc sau amenajare de spații publice planificate pentru anul 2024 vor fi anulate dacă nu vor vota partidul lui Ivan Ceban. Stimați chișinăuieni, haideți să dăm la o parte ghirlandele și covorașele de pavaj cu care încearcă Ceban să ne umple ochii și să vedem ce se întâmplă în realitate. De fapt, Ivan Ceban condiționează angajarea în primărie de aderența la partidul său. El vede statutul de funcționar și salariul de funcționar ca pe o mită de atragerea membrilor în partidul său. Acesta este singurul criteriu de competență în primăria lui Ceban. Politicianul Ceban a confiscat primăria pentru interesele proprii. El folosește cetățenii și votul cetățenilor ca să se cațere pe fotoliul de președinte. Trebuie să înțelegem clar că în aceste condiții votul pentru Ceban este un vot irosit. Imediat după alegeri, în loc să se apuce de lucru pentru chișinăuieni, așa cum cred orășenii, el va începe campania pentru prezidențiale, de care se pregătește deja de pe acum, făcând concerte prin diaspora. Stimați chișinăuieni, Ivan Ceban o să vă trădeze votul, exact așa cum i-a trădat pe toți cei care l-au crezut până acum. Pe Voronin, pe Dodon, pe mine, pe dumneavoastră. Acum se pregătește să vă ia votul chișinăuienilor și să vă trădeze încă o dată. Folosind primăria și funcționarii publici în calitate de instrument politic, Ivan Ceban se îndepărtează definitiv de Europa și de principiile democratice europene.
Iar asta înseamnă zero fonduri europene și zero probleme din oraș rezolvate. Acesta este un comportament tipic bolșevic și dictatorial, după principiul cine nu e cu noi, e împotriva noastră. Acest lucru nu mai poate fi tolerat. Primăria Chișinău trebuie să fie apolitică, iar funcționarii din primărie trebuie să-și exercite atribuțiile conform legii și nu după mofturile și ordinele verbale ale primarului. Primăria trebuie să lucreze pentru oameni, nu pentru partid sau pentru ratingul politic al primarului. Dragi locuitori ai municipiului Chișinău, în această campanie electorală trebuie și putem să punem capăt experimentelor politice. Putem opri această practică oribilă de a folosi primăria ca și trambulină pentru politicienii corupți și orgolioși care nu au habar ce este administrarea orașului. În calitate de candidat pentru funcția de primar al municipiului Chișinău, cu susținerea colegilor mei din platforma DA, fac un angajament public. Eu, Victor Chironda, promit să depolitizez primăria municipiului Chișinău. Eu și colegii mei din CMC vom asigura că toate angajările în primărie să fie făcute în bază de concurs public, pe criterii de competență și profesionalism. Și pe aceleași criterii va fi apreciată și eficiența funcționarilor publici angajați. De asemenea, consilierii municipali din partea platformei Dreptate și Adevăr ne asumăm să nu admitem distribuirea bugetelor pe criterii politice sau de loialitate, ci strict în funcție de planurile investiționale aprobate de Consiliul Municipal, în baza strategiilor sectoriale de dezvoltare. În calitate de primar general, îmi asum să nu fac politică, ci să colaborez în interesul cetățenilor cu toți factorii de decizie, în special cu guvernarea centrală și instituțiile statului, fără de care nu pot fi soluționate și implementate proiecte majore precum centura orașului, construcția sau reparația capitală a drumurilor, gestionarea parcărilor sau atragerea fondurilor și investițiilor europene. În toată activitatea mea din ultimii 10 ani am demonstrat că nu urmăresc scopuri politice. Eu mi-am dedicat cariera dezvoltării urbane. Eu am luat în serios funcția de primar și m-am pregătit pentru această poziție. Am făcut studii, am făcut practică, am fost viceprimar, am acumulat experiență și am început proiecte mari și importante pentru Chișinău, precum benzile dedicate, modernizarea transportului public sau renovarea trotuarelor. Eu vă propun să scoatem politica din primărie și să construim o administrație care are drept prioritate oamenii și problemele oamenilor. Doar împreună putem construi un oraș european aici, la noi, în Chișinău. Vă mulțumesc! În concluzie, Ion Ceban, modul în care administrează Ion Ceban primăria în momentul de față are la bază o mentalitate comunistă de care Ion Ceban nu s-a despărțit. Noi știm foarte bine că lui Ion Ceban îi place să fie turist în Uniunea Europeană și mai nou se declară pro-european. Acțiunile și faptele lui demonstrează că el nu vrea ca Republica Moldova să fie parte a Uniunii Europene. Concluzia este una foarte simplă. În Uniunea Europeană, folosirea resurselor administrative, abuzul de putere, transformarea primăriei într-un partid politic, iar cei care nu vor să semneze cererea de adeziune la acest partid politic să fie dați afară din funcții, se sancționează penal. Și tot cei care spun minciuni că vor în Uniunea Europeană, dar încalcă legea și folosesc practicile sovietice, practicile comuniste, de fapt sunt doar minciuni în goana pentru a vă lua voturile la alegeri. Noi suntem determinați să facem lucruri bune, să nu facem politică în administrația publică locală, pentru că problemele cronice ale Chișinăului trebuie rezolvate și suntem siguri că Victor Chironda, care a demonstrat, fiind activist civic, în calitate de viceprimar, care s-a opus multor scheme de corupție în primăria municipiului Chișinău, va avea un cuvânt greu de spus în tot ceea ce ține de îmbunătățirea calității vieții cetățenilor și locuitorilor municipiului Chișinău. Vă mulțumim! Mulțumim.